Bună și bine ați venit pe acest canal! Vă mulțumesc că vă rupeți din timpul vostru pentru a urmări acest videoclip. Vreau să vă spun de la început că eu sunt novice în privința parfumurilor, adică chiar nu mă pricep să descriu parfumuri. Cu puțin timp în urmă pot să spun că m-am îndrăgostit de arome și de parfumuri. Eram de genul... Desfăceam un parfum și până îl terminam, doar pe acela îl foloseam. Adică celelalte le țineam acolo în cutie și nu aveam foarte multe. Într-o zi am urmărit, din întâmplare, un videoclip pe YouTube și mi-a plăcut ce am văzut. Am văzut cum fata respectivă, cum descria parfumurile. Le descria ca și cum ar fi descris o prăjitură, nu știu. Mi-a părut foarte interesantă ideea și știu că am mers la dulapul meu cu parfumuri și am desfăcut toate parfumurile pe care le aveam. Eu le țineam acolo, parfumuri de la Avon Oriflame pentru vânzare. Dacă o clientă îmi cerea, eu... Vindeam, dar v-am spus, doar un singur parfum și, în general, același parfum. Nu știam, dacă mă întreba cineva ce parfum îmi place, eu spuneam fresh, floral, nu conta. Dar, și nu zic că e ceva rău a purta doar un singur parfum, nu. Dar că, ascultându-le pe aceste fete, mi-am dat seama că mai sunt și alte arome, mai sunt și alte parfumuri. Și da, le mulțumesc și le îmbrățișez. Am primit tag de la Cuforul cu Parfum pentru a face acest videoclip. Sper să nu mă înjurați prea tare. Eu în acest videoclip, o să vedeți, am pus doar parfumuri Avon și Oriflame, pentru că în acest moment doar de acestea am. Am dat niște comenzi pentru alte parfumuri, nu au venit încă și nici n-aș vrea să le includ momentan în vreun videoclip, pentru că chiar nu mă pricep. Nu aș putea să vorbesc acum de un parfum de designer. Așa că dacă vi se pare interesant acest videoclip, îl puteți urmări. Dacă nu, nu mă supăr. Pentru luna ianuarie am ales Magnetista. Sunt la a treia sticluță. Este un parfum, zic eu, foarte persistent. Cel puțin pe pielea mea, el rezistă o zi întreagă. Un parfum fructat. Eu mi-am notat câteva cuvinte pentru că v-am zis nu mă pricep atât de mult. Un parfum fructat, floral, pudrat. Simt în el nota de coacăze. Ei spun că are și iasomie, piper roz, vanilie, lemn de santal, mosc. Tot ce spun este că e un parfum tare drăguț și la ofertă la Oriflame îl găsiți la un preț bun, chiar și la 70 de lei. M-am spus, este un parfum. Eu simt note de coacăze, da. Eu am crezut că are și prune, dar nu are. Cel puțin nu, fragrantica nu spune că ar avea și prune. Pentru luna februarie am ales acest parfumel, Eclat Mon Parfum, tot de la Oriflame. Este a doua sticluță la mine. Din prima zi când l-am încercat, mi-a plăcut. Și l-am ales pentru luna februarie, pentru că e luna în care m-am născut eu. Și nu știu, e un parfum de suflet. E un parfum pudrat, floral, dulce și are în el iris, tânjenel, mosc, paciuli, piper roz, pară și migdale. Eu simt în el mult irisul și para. Chiar dacă n-aș fi citit notele, asta simțeam și chiar m-am bucurat când am citit notele și am văzut că am descoperit ceva
A fost super. Este un parfum de suflet. Rezistă întreaga zi. Este un parfum foarte rezistent. Dacă nu l-ați încercat, vă invit. Și la ofertă îl puteți lua la un preț, la fel ca și magnetista, la un preț poate un pic mai mult. Pentru luna martie am ales această bombonică de parfum, Possess Absolut, tot de la Oriflame. Un parfum fructat, lemnos, dulce și ambrat. În el se simte foarte bine nota de rodie. Mai are iasomie, lemn ambrat, musc și pralină. Și pralina se simte extraordinar de bine. E un parfum atât de suav. Cred că poate fi purtat și de o domnișoară. Îmi place extrem de mult acest parfum. Tot de la Oriflame. Când l-am luat eu pe acesta, cred că am dat vreo 60 de lei, să zic. Acum este un pic mai scump. Pentru luna aprilie am ales de la Avon, din gama Today, parfumul The Moment, ultima apariție din gama Today. Imediat cum îl pulverizez, se simte magnolia din plin. Are magnolie, neroli și ambră. Este un parfum floral proaspăt. L-am pus în aprilie. Mi se pare un parfum pentru care și ambră destul de puternic. La fel, foarte persistent. Mi-a plăcut de la prima pulverizare. Este un parfum tare drăguț. Pentru luna mai am ales tot de la Avon, din gama Artistic, Iris Fetish. Am citit că în luna mai înflorește irisul. Îmi plac parfumurile pudrate, parfumurile cu iris. Pe lângă iris mai are note de iasomie, trandafir, vanilie, ambră și lemn de saltan. E o dulceață de parfum, atât de plăcut. Din păcate, gama Artistic este din ce în ce mai rar în catalogul de la Avon. Îmi pare foarte rău. Eu le am pe aproape toate, îmi lipsesc câteva și mi-ar plăcea să le am pe toate. Chiar sunt niște parfumuri de calitate, cu o persistență super. Am ales în acest videoclip cam toate parfumurile persistente pe pielea mea, cel puțin. Și îmi plac. Pentru luna iunie am ales tot din gama Today This Love. Un parfum floral acvatic și pudrat. Are pepene roșu, grapefruit, iasomie și musc. Eu simt foarte bine pepenele și iasomia. Copiii mei îmi spun că eu miros acest parfum. Poate pentru că l-am purtat mai mult și deși l-am purtat foarte mult, îmi place. Și nu cred că voi renunța vreodată la acest parfum. Dacă nu l-ați încercat, luați-l. Nu deranjează pe nimeni, nu cred. Un parfum atât de plăcut. Pentru luna iulie, când este deja foarte cald, am ales Artistic, tot din gama Artistic, Nymphea Lumière. După cum vedeți, nu l-am folosit. Adică am pulverizat, să zic, de două ori din el, ca să văd cum, care este persistența și cum mă înțeleg cu el. Da, este potrivit pentru luna iulie, când e foarte cald afară. Este un floral acvatic. Are în el lotus, bujor și lemn prețios. Sunt atât de frumos combinate aceste note, încât dă ceva foarte suav, foarte plăcut, fresh. Tot din gama Artistic, m-am spus, nu prea se mai găsesc, nu știu, dar merită. Cele din gama Artistic chiar merită cumpărate.
Tot de la Oriflame, pentru luna august, am ales parfumul meu preferat. După Eclat Mon Parfum, dar de fapt cred că sunt pe aceeași linie. Dacă m-ați spune să aleg între tot ce am ales în acest videoclip, să aleg câteva, nu știu dacă aș putea. Este Giordani Gold Essence Blossom. Doamne, cât este de plăcut acest parfum. Este un floral pudrat și dulce. Puțin dulce, nu... Și nimic. Știu că mă întâlneam destul de des cu o domnișoară foarte pretențioasă la parfumuri și de fiecare dată îmi spunea: Doamne, ce bine miroși! Are în el iasomie, pară, camelie, ilang-ilang, mosc și vanilie. Deci acesta este parfumul lunii august. Bineînțeles că voi mai purta și celelalte parfumuri, pentru că într-un timp destul de scurt am adunat câteva. Și apropo, dacă vreți să vedeți și celelalte parfumuri, să fac un videoclip cu colecția. Nu pot să-i spun colecția, parfumurile mele, puteți să-mi lăsați în comentarii să vedeți ce mai am. Da, acestea sunt la a doua sticluță și la fel, nu cred că voi renunța vreodată la el. Nu știu, nu cred. Pentru luna septembrie am ales Signature de la Oriflame. M-am gândit că în luna septembrie avem lavandă, câmpuri pline, așa că am ales acest parfum floral, aromatic și lemnos. Are în el, bineînțeles, lavanda, piper roz, tuberoză, frezie, boabe de tonka, ambră și note lemnoase. Vreau să vă spun că acest parfum eu îl simt și a doua zi. Este un parfum extraordinar de persistent. Și foarte plăcut. Dacă vă place lavanda, da, se simte lavanda la greu. Pentru luna octombrie am pus un parfum pe care l-am descoperit de curând. Am văzut o recenzie într-un clip, dacă mă gândesc bine, de la parfumului 35, parcă așa. Atât de frumos l-a descris încât mi-am zis trebuie să-l am. Și nu am greșit cumpărându-l, de la Swedish Experience, de la Oriflame Blazing Warmth. Eu în acest parfum simt multă cremozitate. Mult. Este un parfum condimentat, aromatic, rășinos. Are note de piele, fum, mesteacăn și portocală. Nu știu cum au combinat toate notele acestea. Nu știu cum, câtă maestrie, dar este un parfum atât de fain, atât de cremos. Îmi place atât de mult. Este un pic cam puternic, de asta l-am pus în luna octombrie. Eu nu fumez, dar prima dată când m-am dat cu el, la primul puf, băiatul meu m-a întrebat: mama, dar ce ai fumat? Dar după aia se așează. Îl ador. Eu câteodată seara simt nevoia să-l pulverizez. Simt dulceața lui. Portocala aia, cum e combinată și cu nota de mesteacăn, nu știu. Au făcut o treabă bună. Și se spune că și eu am mirosit o clonă de-a lui Bacara Rouge. Parfumul original nu l-am încercat, doar o clonă, și acesta este absolut la fel. V-am spus, cu originalul nu știu ce să vă spun, dar am văzut că și fragrantical aseamănă cu Bacara Rouge. Pentru luna noiembrie, o altă dragoste de-a mea, să spun așa, de la Avon, din gama Attraction, Sensation. Este un dulce fructat, floral și condimentat. Are în el ghimbir, iasomie, frezie, prune, mandarină și note de fum. Se simt foarte bine notele de prune, notele de ghimbir
și mandarină de fum, chiar se simt. La fel, este un parfum foarte rezistent, un parfum plăcut. Eu am întâlnit fete care îl poartă și vara și în sezonul cald. Eu nu știu dacă aș purta, am destul de multe pentru sezonul cald, așa că prefer să-l port într-un sezon rece, să-l port în luna, în sezonul rece, scuze, în luna noiembrie, mai exact, l-am pus. Bineînțeles că poate îl voi purta și în decembrie, dar l-am pus ca fiind parfumul lunii noiembrie. Și pentru luna decembrie am pus și pentru mine o noutate. Este prima sticluță, Eclat Nuit. Mi-a plăcut și acesta de la primul puf. Uitați, nu știu, se vede cât am consumat. V-am spus, e prima sticlă și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și persistența lui. Este un parfum fructat, lemnos, balsamic, pudrat. În el se simt foarte bine notele de afine, paciuli și niște note amărui. Are în el gălbenele și cred că de la gălbenele sunt aceste note amărui, vanilie și moscov, cred că v-am mai spus. Un parfum dulce, un parfum balsamic și care iese în evidență. Îmi place foarte mult și nu aș renunța nici la acesta. Sper că v-a plăcut alegerea mea pentru acest videoclip. Dacă nu v-a plăcut, asta e. Eu asta port în acest moment. Și colecția mea, așa în ghilimele, se va mai mări. Bineînțeles că mai am mai multe. Dar dacă vreți să le vedeți și pe toate celelalte, lăsați-mi în comentarii. Nu știu, să-mi spuneți dacă ați purtat ceva din ce am aici. Cu siguranță cred că ați purtat. Și dacă aveți aceleași, v-a lăsat aceleași impresii ca și mie, aceste arome, aceste parfumuri. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit și ne auzim la un alt videoclip. Pe data viitoare. Pa, pa!